Ce s-a întâmplat la Liviu Rebrean? Înțeleg că CNI a dat un ordin de încetare a lucrărilor, pe surse, mă rog, dacă îmi puteți confirma ce s-a întâmplat acolo și de ce sunt necesare lucrări în valoare de 15 milioane în plus, da. Aproape 15. Deci, să finalizeze. Un comunicat pe care vi l-am făcut sau vi l-am transmis, am menționat faptul că în luna iulie s-a demarat procedura de achiziție publică pentru lucrări suplimentare la Colegiul Național Jurebreanu, cu o valoare de aproximativ 12 milioane de lei. Suma este puțin mai mare, pentru că această sumă nu include TVA-ul și nu include celelalte costuri referitoare la taxele care trebuie achitate. Să știți că m-am informat și eu cu privire la aceste lucrări suplimentare și răspunsul pe care l-am primit și vă rog să-mi permiteți să vi-l prezint și dumneavoastră. Se referă la următoarele lucrări suplimentare. Așa. Reparații structurale locale la planșee și prins, desfaceri, curățare, armare, cofrare, turnare de ton, ridicarea cotei de calcare și finisarea coridoarelor, polistiren, șapel, finisaje cu microterazo, uniformizarea cotei de calcare în sălile de clasă, realizarea de tavane din gips carton rezistente la foc, conform reglementărilor ISU, realizarea pardoselilor din lemn masiv, conform cerințelor beneficiarului, refacere tavan la sala festivă, adică o reconstituire totală a tavanului, restaurare, reparații profile ornamentale și elemente decorative la pereți și tavane, suprafețele deteriorate fiind mai extinse decât cele estimate inițial, apoi lucrări la pardoseală și treptele scării holului de acces, realizare tencuieri. După realizarea unui studiu s-a dispus modificarea materialului pentru tencuieri, intervenții la capacele coșurilor de aerisire, modificări instalații sanitare în bări, furnizarea apă caldă, menajeră de consum la toate lavoarele, realizare sistem de iluminat actualizat conform tehnologiei actuale, procurare dotare conform cerințelor beneficiarului, este vorba despre dotările din laboratoare sau din sălile de clasă, procurare dotări IT actualizate conform tehnologiei actuale. Toți cei din Compania Națională de Investiții care gestionează acest proiect au făcut și un scurt istoric al acestei investiții. Contractul inițial a fost încheiat în anul 2020 cu o valoare de 37.984.146 de lei, 48 cu TVA, valoare în care stau inclus și taxele ISC, CSC și cota companiei. Acest contract a fost adiționat și în urma adiționărilor a ajuns la o valoare de 57.560.400 lei cu TVA și taxe, din care 13.594.792,52 lei cu TVA au reprezentat ajustări, inclusiv taxe. Iar lucrările suplimentare, care fac obiectul sau vor face obiectul unui contract nou, vor avea o valoare de 15.422.429,56 lei cu TVA, inclusiv taxele aferente incluse. Am considerat că este o investiție care trebuie finalizată, că există mari nemulțumiri atât din partea părinților, elevilor, cadrelor didactice, cu privire la ritmul în care s-au derulat lucrurile. În ce stadiu sunt acum? Că nimeni nu știe ce se întâmplă acolo. Acest obiectiv de investiții a fost finanțat prin Compania Națională de Investiții.
iar în momentul în care, știu, va fi auditat, se va putea verifica tot ceea ce s-a întâmplat și ceea ce s-a realizat la acest obiectiv de investiții. Vi s-a spus o dată concretă, exact, la care până la urmă se va încheia toată povestea, dar văd că aproape peste 70 de milioane. Da, e dublu față de standard, care s-a plecat, care contractată, ceea ce nu e normal. Orice ar fi găsit acolo, Doamne iartă-mă. Și să ne spuneți că ei acum cer suplimentări pentru grinzi și pentru pardoseli, dar nu te-ai gândit de la început, trebuie să repar planșee, grinzi și pardoseli? Este absurd. Am înțeles, ok, au cerut acum lemn masiv și, nu știu, să aducem la tehnologia actuală partea de etic. Dar restul? Planșee, grinzi, nu ne-am gândit când am început lucrările, e anormal. Ați făcut vreo vizită pe șantier? Că sunt o secretară de stat la ministerul care gestionează personal, nu am făcut nicio vizită pe șantierul respectiv. Așa cum am spus, părțile contractuale sunt Compania Națională de Investiții și Operatorul Economic. Există și dirigente de șantier, iar în situația în care s-a constatat că există și lucrări suplimentare care trebuie să fie finalizate, noi am susținut financiar ministerul, am susținut financiar aceste demersuri. Evident că acest obiectiv de investiții, ca multe altele, o să fie verificat de conturi de abilitate și mă refer la conturi, iar în situația în care se vor considera că există, se va considera că există anumite chestiuni care nu corespund, vor fi îndreptate și aceste chestiuni. De ce și de ce nu se lucrează și pe ce motiv s-a dat ordinul ăsta? Mie nu mi s-a comunicat despre... Vă spun eu că există. Nu se lucrează. Deci nu se lucrează acum și ordinul a venit de la CNI, nu de la Miss Group. O să verificăm și acest aspect. Există și probabilitatea ca operatorul care deja a angajat lucrarea să fi finalizat lucrarea potrivit contractului și că urmează o nouă etapă pentru lucrările, pentru realizarea lucrărilor suplimentare. Dar vă promit că mă voi informa cu privire la stadiul lucrărilor și vă voi comunica în timp util.